Iulian Cristache, senator și președinte UNEPR Argeș, acuză PSD de aroganță. Parlamentarul consideră că alegerile prezidențiale s-au pierdut și din cauza aroganței socialdemocraților, parteneri de guvernare. Din această bătălie electorală pierdută, din păcate, de alianța PSD-UNEPR-PC, UNEPR a ieșit mai întărit și mai respectat. Și când spun aceste lucruri, am să vă și explic. Aroganța PSD-ului a dus unde a dus. Da? Nu mai pun eu la socoteală cum s-au pierdut aceste alegeri. Dar ei trebuie să înțeleagă că atâta timp cât un deputat, îl avem aici, da? În persoana doamnei Dumitru, merge acolo și susține guvernul, atâta timp cât eu merg și susțin guvernul, trebuie să le iasă pesediștilor din cap, așa, că pot face singuri, că nu pot face singuri. Aici este, da? Nu mai pot face singuri. Iar a lua UNEPR-ul în desconsiderare este cea mai mare greșeală pe care o pot face. Pentru a justifica declarațiile, Iulian Cristache a declarat faptul că, deși, conform protocolului, UNEPR ar fi trebuit să primească în Argeș 4 de concentrate, acest lucru nu s-a întâmplat nici până astăzi. Senatorul îl indică ca principal vinovat pentru asta chiar pe președintele interimar al PSD Argeș, Tudor Pendiuc. L-am întrebat, așa, despre o problemă legată de aceste deconcentrate. Și eram aici în discuție cu dânsul și a zis, da, aici unde stă domnul, era domnul președinte Tecău, care nu știe ce am discutat. S-a interesat. A durat 30 de secunde. Și nu, eu nu știu nimic. Deci a fost primul meu contact. Am rămas nou, că vreau să vă spun, mie nu mi-a venit să cred. Cu toate acestea, președintele UNEPR Argeș, Iulian Cristache, dă asigurări că partidul său va susține în continuare guvernul Ponta.